Cetățenii din Vatra Moldoviței au participat miercuri alături de primarul Virgil Saghin la două evenimente importante pentru această comună, sfințirea unei săli de sport ultramoderne și a noului cămin cultural. La cele două sărbători au fost prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan, senatorul și fostul ministru al turismului Constantin Daniel Cadariu, precum și un număr mare de primari din localitățile învecinate și din alte zone ale județului, printre care cei din Moldovița, Sadova, Dornarini, Frasin, Fundul Moldovei, Vama sau Siret. Primul eveniment a avut loc la noua sală de sport din comună, construită printr-un proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții. De precizat că noua sală de sport din Vatra Moldoviței poartă numele campioanei mondiale la canotaj, Ancuța Bodnar, născută în această comună. Astăzi, pentru localitatea noastră, este o zi mare. Este un vis care a devenit realitate. De ce vă spun lucrul acesta? Întotdeauna, venind de la Cătuceni, treceam prin formă lungă și vedeam o sală de sport frumoasă, imensă și mă gândeam, Doamne, oare astăzi, oare vreodată în viața asta vom putea avea și noi la Vatra Moldoviței? Iată că astăzi acel vis a devenit realitate cu ajutorul lui Dumnezeu și a Domnului Președinte Gheorghe Flutur. Pentru că Domnului Președinte este la poartă la orice comună noastră. Un lucru vreau să vă mai spun. Când am făcut-o pe campioana noastră mondială, Cetățean de Onoare a promis că această sală îi va conta numele și ne-am ținut de cuvânt. Eu vă mulțumesc, dau cuvântul Domnului Președinte, mulțumesc încă o dată din suflet și după ce terminăm aici, la aștept la cămilul cultural pentru inaugurarea cămilului cultural. Mulțumesc, Domnule Președinte, pentru mulțumesc. Dragi gospodari din Vatra Moldoviței, bine v-am găsit! Mă bucur să particip astăzi la două bucurii la dumneavoastră, sala de sport și mergem de aici și la Căminul Cultural. Vreau să-l felicit pe primarul Saghin și nu numai să-l felicit, să vă spun că el se bucură și aici de o susținere mare, lumea îl apreciază, dar se bucură și în județ. Uitați-vă câți primari sunt veniți aici la dumneavoastră, de la Frasin, domnul primar, și mulțumesc, Vama, Izvoarele Sucevei, Moldovița, Siret, Sadova, Fundul Moldovei, Dornarii, domnul senator al zonei noastre, domnul Cadariu, domnul ministru, domnul prefect. Asta înseamnă Saghine, prețuire și respect pentru ceea ce fac. Da, mă bucur pentru asta. Mă gândeam că n-aveți aici niște heleștei, niște bălți, dar pentru Ancuța Bodnar și asta ar trebui să facem, ca să aibă unde pusli. Vedem, noi facem la fel niceni deocamdată. Dar așa este. O comună care merită aprecierea, care a dat campion mondial, de departe, o localitate care merită așa o investiție, o sală de sport. Dragi copii, vă îndemn să vă folosiți această sală de sport, pentru că dintre voi pot ieși campioni, folosind cu înțelepciune o sală. Sportul înseamnă sănătate, înseamnă bucurie, înseamnă să-ți petreci timpul liber într-un anumit fel. Și trecerea asta e așa un pic cam bruscă, de la abucul bătut aici pe Maidan, la sala de sport modernă. L-am întrebat pe primar cu ce să încălzească sala asta. Cu lemne. Foarte bine, Vatra Moldoviței are lemne, are pădure, nu cred că o să fie frig aici, dar nici prea cald să nu le faci, domnule primar, că ei trebuie să alerge ca să se încălzească. Felicitări sincere, dragi gospodari! Sunteți o localitate care ați înflorit în ultimii ani. Știu că așteptați și alte
câte proiecte sunt pregătite, numai gazul metan de toată valea asta, de la Vama, frumosul Vatra Moldoviței, Moldovița, mă gândesc numai la proiectul ăsta, cu primarul de câte ori vorbesc, ce mai ai? 10 km de drumuri și două poduri la Paltin, nu? Deci, să văd lucruri serioase aici. Și să știți că în tot județul acesta sunt lucruri frumoase făcute. Numai cei răutăcioși nu le văd. Să nu vă luați după noi în perioada asta a luptei politice, că asta e. Știți ce e cel mai important ce rămâne în urma noastră? Există două categorii de oameni. Există oameni care fac și există lătrăi care critică. Eu cred că primarul dumneavoastră și echipa noastră de aici face parte din categoria celor care fac. Doamne ajută și să o folosiți cu succes!
sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril a avut loc sfințirea și inaugurarea noului cămin cultural din comuna Vatra Moldoviței. Construit de la zero printr-un proiect cu o valoare de aproape 6,8 milioane de lei, finanțat prin Compania Națională de Investiții. Autoritățile locale și județene au fost întâmpinate de gospodari și copiii din comună, îmbrăcați în frumoase costume populare, după care a fost tăiată panglica inaugurală. Noul cămin cultural are la demisol un spațiu tehnic, o sală de conferință, precum și două săli pentru diverse activități. De asemenea, la parterul clădirii este amenajat un hol de acces, casa scării, sala pentru activități tradiționale, grupuri sanitare, o sală de spectacole, scena, grupuri sanitare pentru actori și o cameră pentru actori. Nu în ultimul rând, la etaj este o lojă pentru spectatori, grupuri sanitare, un birou, o bibliotecă și un spațiu administrativ. Primarul din Vatra Moldoviței a spus că sala de spectacole are 147 de locuri, la care se adaugă alte 19 locuri în lojă. Virgil Saghin a mai precizat că tot prin acest proiect au fost achiziționate, printre altele, 397 de echipamente, respectiv 147 de scaune pentru sala de spectacol, 32 de scaune pentru vizitatori, 16 microfoane pentru sala de conferințe, proiectoare de lumini, proiector scenă, boxe, microfoane și alte echipamente. Bun venit în aplicație! Bună ziua, gazda leasă! Cu braț verzi și șocolaci, azi primim mulți oameni dragi, cu ștergar de in în mână, după datina stra bună. Pânii rumii n-am adus, cum îi fața lui Iisus, colac rotund și frumos, cum îi fața lui Hristos. Luați colacul, radicați-l și apoi binecuvântați-l. Așa, luăm noi. Satul întreg să aibă pânii pentru ziua. Ia sare, de mâini. Holdile frumos să crească și pământul să rodească. Să avem o toamnă frumoasă, gospodarii, spor în casă. Poftiți înăuntru! Bravo! A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! În primul rând pe domnul primar,
desigur, pe toți aceia care au fost mentori sau au semnat niște documente pentru că aceste lucruri să se poată realiza aici. Încă o dată ne arătăm recunoștința pentru munca, pentru realizările acestei comune și dorim ca ceea ce s-a făcut aici să fie de acum înainte spre beneficiul acestei comunități și a tuturor acelora care vor veni și la Vatra Moldoviței sau la monumentul religios la Mănăstirea Moldovița sau vor petrece clipe plăcute la pensiunile și din Moldovița, și din Vatra, și din Preșov. Încă o dată felicitări tuturor și am înțeles că vă așteaptă în spate ceva așa plăcut cu care să economieze ziua aceasta. Felicitări! Felicităm în primul rând pe domnul primar și desigur pe toți aceia care au fost mentori sau au semnat niște documente pentru că aceste lucruri să se poată realiza aici. Încă o dată ne arătăm recunoștința pentru munca, pentru realizările acestei comuni și dorim ca ceea ce s-a făcut aici să fie de acum înainte spre beneficiul acestei comunități și a tuturor acelora care vor veni și la Vatra Moldoviței sau la monumentul religios la Mănăstirea Moldovița sau vor petrece clipe plăcute la pensiunile și din Moldovița, și din Vatra, și din Preșov. Încă o dată felicitări tuturor și am înțeles că vă așteaptă în spate ceva așa plăcut cu care să economieze ziua aceasta. Felicitări! Astăzi, pentru localitatea noastră, este o sărbătoare mare cu dublă semnificație. Sărbătoarea Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, care cu această ocazie urez tuturor multă sănătate și la mulți ani. A doua semnificație este inaugurarea a două obiective, Sala Sporturilor Ancuța Bodnar și Căminul Cultural Gura Izvorului. Poate mulți vă întrebați de ce Gura Izvorului. Pentru că doamna Ilaria, cu acești copii minunați și cu echipa ei de dansuri, are denumirea de Gura Izvorului. Și am zis că acest obiectiv, și ea este însărcinată din acest moment, că acest obiectiv să fie folosit în cultură pentru toată comunitatea din localitatea noastră și cei din jur. Chiar vă mulțumesc! Dragii mei, mulțumesc în numele dumneavoastră președintelui Gheorghe Fluturi. De ce spun lucrul acesta și mulțumesc din suflet? Pentru că e ușor de făcut un proiect. Dacă ai o echipă bună, cum e Consiliul Local, echipa din primărie și vă mulțumesc. L-ai făcut, dar trebuie aprobat. Și vă spun din experiență că fac naveta la București și când ajungi la București și spui că vii de la Suceava și ești al lui Gheorghe Fluturi, să deschid ușele. Și de asta vă spun și vă mulțumesc din suflet, că întotdeauna ați fost alături de comuna noastră, cu toate obiectivele în 15 ani. Eu mulțumesc constructorului, pentru că încă o problemă, e foarte greu de constructori. Și este o femeie, o spun cu emoții. De ce spun? Pentru că am început aceste lucrări și am văzut o femeie, am zis, ce pot să fac cu asta aici? Că e lucru, că noi cabinul ăsta nu l-am modernizat. L-am făcut din temelii. Și am zis, măi, femeie, nu ascultă de un bărbat, dar nu de o femeie. E de apreciat. Mă întâlneam cu ea, venea cu gresie, cu faianță, cu cum punem, cum facem. Să știți că e foarte mare lucru să ai cu cine colabora în domeniul construcțiilor și civile. Încă o dată, cu emoții, domnule președinte, vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc în numele tuturor cetățenilor. Vă mulțumesc că ți-ai schimbat părerea despre femei în perioada. Prea cu cernici părinți, am vorbit și la sala de sport, cam mult, de două ori, dar hai!
Dragi gospodari din Vatra Moldoviței, dragi primari, domnule prefect, și eu vă spun la mulți ani celor cu nume de Mihai și Gabriel, văd primarul de Sadova aici, îi spun de la microfon, Mihaiță, la mulți ani, primarul de Izvoarele Sucevei, la mulți ani, Fundul Moldovei, la mulți ani. Am să spun altceva decât am spus la sala de sport. Vatra Moldoviței este localitate cu monument UNESCO, cu mărul de aur la ea acasă. Este localitate cu campion mondial și salut familia Botnar, că-i văd aici și felicit pentru asta. Mai nou, văd că aveți și mocăniță, v-ați făcut rost. Sunteți localitate cu sală modernă de sport, cu un cămin cultural nou, înseamnă ceva în plus. Și eu aici mi-aduc aminte în căminul cultural de aici, pe niște băncuță de lemn, am făcut campanie electorală de multe ori. Faptul că azi am venit și am tăiat panglica, pentru mine e o mare bucurie. Să știți că în multe locuri din județul Suceava, în momentul ăsta, avem investiții frumoase și meritul este a primarilor. Primarul de la dumneavoastră, Saghin, a spus el ceva de mine. Nu e asta problema. La București, trebuie să înțelegeți, acolo nu poți să faci o poză cu cineva cu care bei o cafea și să te lauzi acasă. Nu ține mult aia. Acolo trebuie să fii respectat. Și respectul ăsta vine după foarte mulți ani de muncă. Și voi o știți foarte, foarte bine. A fost o muncă care a trebuit și recunoscută la București. Că dacă te duci așa cu două copze de păstră și o afinată, poate să te primească cineva. Dar s-ar putea peste două zile să uite. Dacă te duci și susții cu argumente dezvoltarea Bucovinei, ia ca să vede, pentru că mă uit numai la voi, 59 de primării ați primit zilele astea undă verde pentru gazul metan, între care și Vatra Moldoviței, de la frumosul Vama. Sigur, unii o să spună, dar-i scump. Bine că l-ai la poartă. Poți să închizi robinetul dacă vrei, dai drumul, ai și lemne, că aici e mai aproape pădurea, dar e ceva care dumneavoastră nu sperați cu mulți ani în urmă. Vedeți cum se schimbă viața. Și mai e ceva frumos la dumneavoastră care vine așa ca o răsplată dumnezeiască. Copilașii ăștia. Eu n-am să uit că n-a fost an să nu vină la noi la Suceava sau prin județ cu colindacul și cu sărbătorile, cu fel de fel de evenimente. Ei acum primesc cadou foarte frumos, un cămin cultural, nu? Cum ați spus. Adică e ceva care... Voi invitați cât de plin. Sigur, sunt multe de spus, dar n-am făcut noi mai mult decât meritați, încă mai avem de făcut. Că eu circul mult. Lumea îți mai spune că te mulțumesc frumos, dar tot mai vrea ceva. Discutam în pauză acum, drumul de la Argel spre Brodina, că acolo am început, ca să vedem drumul la circuitul deschis turistic, să ieșiți spre granița cu Ucraina la Ulma. Atunci se va vedea o dezvoltare turistică și mai frumoasă. Vedeți? Ele se leagă și eu sunt foarte bucuros că e aici o armată de primari care a venit la Saghin, la hram. Trebuie să rămânem. Ai făcut hram? Bun. Eu am venit flămând. Și mă bucur de faptul că apreciați primarul. N-ați trecut prin momente ușoare, Saghine. Și tu ai fost înțepat, ai fost din serviciu de multe ori. Criticat și așa mai departe. Faptul că în urma voastră rămâne așa ceva, e în primul rând meritul vostru. Mie mi-e drag de primarul care nu calcă din două ori într-un loc, adică e harnic. Și atunci cu ei faci casă bună și de aceea Bucovina arată cum arată, datorită acestor oameni pe care îi vedeți aici și mulți alții din județ. Încă o dată felicitări, felicitări popoceilor și vă aștept cu Colinda! Bună seara!
domnule primar, domnule președinte, preacuvioasă maicăstareță, preacucernici părinți, domnule senator, domnilor primari, doamnelor și domnilor dragi copii. Vă rog să-mi permiteți să încep prin a mulțumi părinților pentru cuvintele frumoase, pentru modul în care înțeleg să-și îndeplinească nobila misiune asumată față de comunitățile noastre. Un gând de felicitare și sărbătoriților zilei. Poate nu întâmplător astăzi, pentru că, da, preasfinția voastră, aici la Vatra Moldovițe, se întâmplă lucruri frumoase, binecuvântate, ne aflăm să inaugurăm un al doilea obiectiv. Domnule primar, eu mă rog ca împreună cu întreaga comunitate să vă bucurați de acest cămin cultural și să vedem, pentru că înțeleg că am pregătit ceva special acești minunați copii. Încă o dată, felicitări! Faci vreun bal aici, ai de gând? Nu. De ce? La sfințire nu se face vremea. Nu, altă dată. Să mă chem ca să strâng. Cu siguranță, domnul președinte. Păi, câți bani ai dat la comuna aia? Nu mai spun la care. 2 miliarde. Mi-mi dai 2 și 100. Dar de ce? Că vreau să fiu mai sus ca dânsul. Nu cu răutate, spuneam. Mă gândesc că nu mă referiți la comuna de la Deal. Se temneam. Ne-am văzut cu mare parte dintre dumneavoastră și la sala sporturilor, dar mă gândeam la ceva. Nu sunt multe lucruri de spus. Felicitări, în primul rând, tuturor, în frunte cu primarul. Dar mă gândeam în felul următor. Și la cele spuse acolo, și la cele ce se întâmplă, și la cele ce urmează să se întâmple, toate astea sunt premise ca mare parte din acești copii să rămână aici, la Vatra Moldoviții. Pentru că, având la dispoziție tot ceea ce e necesar, și în măsura în care ce cred eu se va realiza, adică Vatra Moldoviței să devină stațiune turistică de interes național, asta înseamnă peste 500 de locuri de cazare, sunt motive și din perspectiva locurilor de muncă ca mare parte dintre acești tineri să rămână aici. Nu mai pun la socoteală că și Vatra Moldoviței, ca întreaga Bucovină, în afară de peisaje, cazare, are ce oferi tradiție, obiceiuri și oameni frumoși. Felicitări! Când ați intrat în acest loc frumos, cu siguranță că ați ridicat ochii și ați citit numele Caminului Cultural, pe care azi, cu bucurie, îl inaugurăm. Pentru cei care nu sunteți de sat, poate că nu știți, e numele nostru, a unui grup frumos de oameni, mici și mari, copii, părinți, profesori și oameni din sat, care se cheamă Gura Izvor! După numele unui loc pitoresc din comuna noastră. În numai câteva cuvinte am să povestesc despre activitatea noastră. București, Brașov, Cluj, Sibiu, Oradea, Iași, Slobozia, Constanța, Târgu Mureș, Siget. Sunt numai câteva orașe prin care am umblat. Am cunoscut oameni importanți și locuri minunate. Cernăuțu, Budapesta, Viena și Parisul. Le-am calcat copchincile noastre, portiti de atâtea drumuri. Ne-am plimbat împreună cu Badea Costan pe Champs-Élysées. Am vizitat Louvre, Versailles, Catedrala Notre-Dame, înainte de Ahiarsă. Ne-am distrat în Disneyland. Am fost pe cele 7 poduri din Budapesta. Am admirat Catedrala San Stefano din Viena și multe alte locuri minunate din Europa. Am urcat copilăria pe scenă, alături de 73 de țări participanti la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Am stat la masă cu Patriarhul României, cu miniștri, ambasadori și oameni aleși. Am raptat de frig, uneori de sete și de arșiță, înainte de spectacole. Dar cel mai tare, ni se urca inima până în gât, înainte de festivitățile de premiere. În decursul anilor, am adus acasă multe premii și trofei. Am avut cu tăță numai de învățat și numai de câștigat.
Secretul este dragostea pentru folclor, de viață, de oameni și de sat. De asta se cade să mulțumim domnului primar că ne ajută de fiecare dată. De exemplu, de anul nou iese cu cheptul în față, așa ca un paun și îi zice nevestii: dă brânduș și vin la cea mare și bani la cea mici, dar mulți, că-s fătul și eu, dar și îmi împlă inima de bucurie, că-i văd atâția de mulți în casa și ograda mea. Să trăiți mulți ani și mai mulți bani să le dați, ca să le spun, să le arătăm. Ca să le arătăm tuturor cât e de frumoasă Bucovina! Stai o țâră tu, copchile, că nu-i gata. Trebuie să mai zic și eu ceva. Vă rog să mai îngăduiți un minut și cu mine. Diplomele, trofeile și miile de fotografii le avem tot în ladă. O mânt pripareți cu dânsele să vadă lumea că nu ne laudăm degeaba. Noi nu suntem artiști de aceea mari, dar avem straie frumoasă și păstrăm tradiția ce de altă dată e sub zidul Manastirii Moldovița. Domnule primar, vă mulțumesc în numele întregului grup, de la cel mai mic până la cel mai mare, pentru că împreună cu Consiliul Local ați hotărât ca acest frumos edificiu să ne poarte numele. O străbate țara lung și înalt și-o povesti lumii cât e de frumoasă tradiția din satul nostru. Peste o stămână începe Sfântul Post, Postul Crăciunului. Așa mari forfot aici, cu cântări de colindă până raburii geamurile. Să vă ții Dumnezeu sănătos, în mijlocul familiei și a comunității noastre. Iar dumneavoastră, dragi invitați, ori de mai aproape, ori mai de departe, petreceți cu bine Postul Bucuriei, iar sărbătorile de iarnă se va găsească sănătoși și voioși. Și amul, dacă nu mai are nimeni nimica din zis, poftiți la vodou galuștii, că-i hram în satul nostru și pe lângă asta îi răsfudul primarul și va omini ca la casele cele mari. Vă mulțumesc că m-ați ascultat!